Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Frați și surori, dragi oameni ai lui Dumnezeu, care iubiți pe Domnul, iubiți Evanghelia, suntem din nou împreună cu Mântuitorul prin credință aici. Suntem alături de Biblie, cartea pe care El ne-a trimis-o, și după obiceiul nostru studiem în perioada aceasta cartea Apocalipsei, atât cât Domnul ne dă lumină să înțelegem din ea. Am ajuns la lecția numărul 50 din cartea Apocalipsei, respectiv la capitolul 19. Cartea are 22 de capitole și puțin câte puțin ne apropiem de încheiere. Beneficiile acestui studiu probabil că au fost diverse de la o persoană la alta în funcție de mulți factori. Dar un lucru este clar, atunci când oamenii vor să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu rămâne surd și neatent la căutarea și intenția lor. Am fost binecuvântați de Domnul să primim lărgirea orizontului nostru biblic în ceea ce privește vremurile sfârșitului, să înțelegem mai bine lucrurile pe care le știam. Și în seara aceasta am ajuns la capitolul 19, un capitol care conține multă învățătură, elemente importante în înțelegerea cărții Apocalipsa, însă aproape ca oricare alt capitol al cărții, are și lucruri care sunt controversate în explicarea lor. Capitolul 19 prezintă în prima parte o atmosferă de bucurie cerească datorită căderii Babilonului, care a fost cetatea cea mare a lui Anticrist. Această cetate a influențat pe oameni datorită modului ei de viață satanic. A influențat în mod deosebit generația tânără, dar în general pe toți oamenii. A doua parte a capitolul 19 ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos în calitate de împărat al împăraților și de rege al regilor, însoțit de o armată cerească care la Armagedon biruiește neamurile pe fiară și pe prorocul mincinos pe care îi leagă și îi aruncă în adânc. Capitolul 19 conține învățătură pe care o mai găsim așezată în alte capitole pe care noi deja le-am studiat în trecut, după cum vom observa în studiul nostru din această seară. De asemenea, el conține și momentul pregătirii nunții mielului. Haideți să privim în capitolul 19, în urma citirii acestuia, cu rugăciunea care ne însoțește și în timpul săptămânii și la biserică, să ne dea Dumnezeu ungere, să ne deschidă inima și mintea, să înțelegem cuvântul care ni l-a lăsat. Acest cuvânt nu este o taină, el este o taină descoperită, deci este o descoperire, aia înseamnă Apocalipsa. Priviți, vă rog, versetele de la 1 la 6, ele prezintă același subiect, atmosfera de bucurie cerească. Proclamarea lui Dumnezeu care a distrus Babilonul. La această sărbătoare participă foarte multe persoane. Participă îngerii, serafimii și heruvimii, cei 24 de bătrâni, cele 4 făpturi vii și o mare mulțime de oameni mântuiți. Vă puteți imagina ce mare sărbătoare și ce mare bucurie era acolo, cei 24 de bătrâni s-au aplecat în fața Domnului, cele 4 făpturi vii la fel.
marea mulțime a îngerilor și o foarte mare mulțime de oameni mântuiți erau toți acolo la sărbătoare. Sărbătoreau mii de ani de așteptare, de persecuție, de nedreptate, de idolatrie, de necredință, de ateism, de păcat care luase sfârșit. Toate aceste lucruri murdare devenise deja istorie. Și acum împăratul împăraților și domnul domnilor era gata să vină pe un pământ nou și imediat după Armagedon și după mii de ani urmează evenimentele finale ale escatologiei biblice, adică ale vremei sfârșitului. Priviți, vă rog, că aici, pentru prima oară în Noul Testament, întâlnim cuvântul Aleluia de patru ori. Îl întâlnim odată în versetul 1, a doua oară în versetul 3, a treia oară în versetul 4 și a patra oară în versetul 6. În Noul Testament, cuvântul Aleluia nu îl întâlnim niciodată. Aici îl spun îngerii de două ori, în versetul 1 și 3, îl spun cei 24 de bătrâni și cele patru făpturi vii odată și îl spune mulțimea aceea, gloata aceea mare, greu de numărat. Cuvântul Aleluia îl găsim de multe ori în Vechiul Testament. Psalmii de la 113 la 118, spre exemplu, vorbesc foarte mult și folosesc cuvântul Aleluia, de aceea ei sunt supranumiți Marele Halel. Psalmii 145-150, fiecare încep și se termină cu Haleluia. Dar în Noul Testament acest cuvânt îl întâlnim doar de patru ori, în capitolul 19, versetele 1, 3, 4 și 6. Această cântare de bucurie, după cum observăm din primele șase versete, proclamă izbăvirea lui Dumnezeu. Cine mai putea să aducă izbăvirea lui Dumnezeu? Cine mai putea să aducă izbăvirea decât Dumnezeu într-o situație în care lumea era așa de bine organizată, globalizată și condusă de anticrist și de sistemul lui păcătos? De asemenea, proclamă mânia lui Dumnezeu, care a pus capăt păcatului și nedreptății. Proclamă împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu, la care sfinții au privit în miile de ani de istorie umană. Gândiți-vă câte văduve de-a lungul istoriei umane au sperat că într-o zi Dumnezeu le va face dreptate. Gândiți-vă câți orfani care poate trăiesc în canale sau în altă parte, nedreptățiți, bătuți, înjosiți, sperau că într-o zi vor avea și ei drepturi ca și copiii cu părinți. Gândiți-vă la oamenii persecutați din țările hinduse, budiste, musulmane, mulți care astăzi mor pentru Iisus Hristos. Și toți oamenii aceștia și mulți alții pe care eu nu sunt în stare să-i surprind în vorbirea mea din această seară, de-a lungul anilor au plâns, au răbdat, au suferit cu speranță. Doar aceasta au mai avut, nădejde, speranță. Și acum a venit vremea ca Dumnezeu să își împlinească promisiunile de care oamenii aceștia s-au agățat printre lacrimi. Dumnezeu este drept și credincios și pe cuvântul lui te poți baza. Dumnezeu nu întotdeauna lucrează nici când dorim noi, nici cum dorim noi, dar întotdeauna lucrează când trebuie și cum trebuie, lăudat să fie numele Lui. Nu există un om care să-i poată reproșa lui Dumnezeu că nu și-a împlinit promisiunile. Dimpotrivă, noi toți ne simțim umiliți de dragostea care l-a determinat pe Dumnezeu fără să merităm să ne binecuvinteze. Timp în care noi am manifestat atâtea slăbiciuni și am avut atâtea greșeli, chiar păcate, Dumnezeu și-a adus aminte de promisiunile Lui, a intervenit în istorie și atunci când Dumnezeu intervine, lucrurile se schimbă, indiferent cum sunt ele până atunci. De asemenea, în sărbătoarea aceasta glorioasă, cerească, unică, universală, ei au proclamat și domnia lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că tot cântau, lăudat să fie Dumnezeu care a făcut, care a făcut, care a făcut, lăudat să fie Dumnezeu.
Imaginați-vă un cor de îngeri, frați și surori. De când m-am întors la Domnul, mi-am dorit să visez un înger, să-l văd cu ochii mei, în vis sau în realitate. Fiecare om născut din nou își dorește să vadă un înger. Măcar o dată, măcar pentru o clipă. Fiecare dintre noi ne culcăm cu dorința să avem un vis cu Domnul. Să vină Domnul noaptea și să ne spună un cuvânt, să ne dea mângâiere, că trecem deseori prin clipe greu de suportat. Avem așteptări care ne încordează până aproape că nu le mai putem suporta. Și acolo era un cor de îngeri care cântau, unit cu cei 24 de bătrâni, cu cele 4 făpturi vii și cu o mare mulțime de oameni. Ce mare bucurie trebuie să fi fost acolo! Aceste 6 versete din introducerea capitolului 19 încearcă să surprindă sărbătoarea din cer. S-a terminat cu păcatul, cu plânsul, cu lacrimile. Mamele nu trebuie să mai plângă pentru copiii care au fugit de acasă. Soțiile sau soții abandonați nu mai trebuie să plângă pentru soții sau pentru soțiile care au renunțat în mod păcătos la căsnicie. Copiii nu mai trebuie să plângă pentru părinții care poate divorțează sau nu se mai înțeleg și trăiesc într-o atmosferă de iad în casă. Pentru că toate aceste nenorociri, care astăzi sunt experiențe umane și fac viața o teroare și un chin, toate acestea s-au sfârșit pentru că a venit ziua lui Dumnezeu. Atunci când ziua aceea va veni, se va sfârși și lupta mea și lupta dumneavoastră. Unde se va sfârși și cum, rămâne de văzut. Mergând mai departe, observăm că versetele de la 7 la 9 schimbă subiectul și ne introduc în pregătirea nunții mielului pentru mireasa sa, biserica. Întotdeauna Biblia, când vorbește despre nuntă sau despre logodnă, folosește modelul oriental de nuntă și de logodnă, care este destul de diferit de modelul european sau american de nuntă și de logodnă. Spre exemplu, nunta orientală, în primul rând, era tipică și avea niște elemente specifice care uneori sau întotdeauna lipsesc din nunțile europene sau americane. Spre exemplu, atunci când copiii erau mici, de-abia s-au născut, părinții lor se uitau după un alt copil de sex opus și în virtutea unor interese economice și de altă natură similare cu acesta, ei căutau o altă familie care avea un copil mic, cu care se încuscreau în baza unui contract. Ei se întâlneau într-un moment oficial și făceau un contract în baza căruia îi căsătoreau pe cei doi copii care erau mici și irresponsabili, nici nu pricepeau ce se întâmplă în jurul lor. Părinții continuau să se întâlnească, la un moment dat avea loc logodna, când practic ei aparțineau unul celuilalt, dar încă nu locuiau împreună. Cel puțin un an de zile trebuia să mai treacă până la căsătorie, timp în care soțul stătea separat de soție sau logodnicul de logodnică. Logodnicul lucra la casa unde urma să o aducă pe viitoarea lui soție, iar logodnica lucra la zestrea cu care urma să împodobească casa pe care soțul o construia, o făcea. Într-un moment de mare sărbătoare, însoțit de un alai de prieteni și părinți, soțul mergea acasă la părinții fetei unde locuia logodnica, o lua de acolo și o ducea la el acasă și acolo începea nunta, acolo începea ospățul. În 2-3 vorbe, cam așa se derula o căsătorie, o nuntă în Israel și în general în Orient. Ei bine, observați că Biblia vorbește și de mireasa sau de soția lui Dumnezeu Tatăl, încercând să surprindă prin această comparație pe Israel, care a intrat într-un angajament de credincioșie cu Dumnezeu Tatăl, cu Jehova. Exact aceeași imagine o întâlnim în Noul Testament,
dar de data aceasta nu între Tatăl Jehova și Israel, ci între Fiul Mântuitorul și Biserica sa, oamenii născuți din nou și sfințiți prin sângele Domnului Iisus Hristos. La această biserică, care este formată din oameni din toate neamurile, născuți din nou și sfințiți prin credință, prin pocăință și prin justificarea care o aduce sângele Domnului Iisus Hristos. Ei, această mireasă urmează să se pregătească pentru nuntă și versetele de la 7 la 9 spun lucrul acesta. Să ne bucurăm, ziceau ei, să ne veselim și să-i dăm slavă că a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Observați aici, atunci când vorbim despre biserică, există un complex de factori care pot defini biserica. Din complexul acesta de factori care pot defini biserica, factori care toți sunt importanți și specifici bisericii, aici este scos în relief, în evidență, sfințenia. Biserica are foarte multe caracteristici și toate sunt bune la locul lor și la vremea lor. Dar ceea ce definește prin excelență o biserică este sfințenia. Toate sunt bune. E bună rugăciunea, e bună predica, este bună cântarea, este bună părtășia. Toate sunt bune, pot continua cu foarte multe activități și stări care se petrec în biserică și sunt specifice. Dar dacă aceste lucruri nu conduc la sfințenie, frați și surori, sunt inutile. Și musulmanii se roagă și ei nu ajung să se sfințească și să se pocăiască. Și filozofii confucialiști predică și gnosticii învață, dar dacă predicile și învățătura lor nu conduc la pocăință și sfințenie, în zadar. Toate grupurile etnice de pe fața pământului care manifestă religia lor, pentru că fiecare grup etnic are religia lui, chiar și ateismul este o religie. Dacă prin religia aceasta, prin forma aceasta religioasă pe care o practică, nu merg înspre sfințenie, o sfințenie care devine o stare de fapt, un mod de viață, toată această formă de religie este absolut inutilă și doar este un surogat, adică un înlocuitor pentru conștiința pe care o liniștește în mod nedrept. Caracteristica fundamentală a lui Dumnezeu este sfințenia și caracteristica fundamentală a asemănării bisericii cu Dumnezeu este sfințenia. Noi nu ne putem asemăna cu Dumnezeu în atot cunoaștere, în atot sfințenie, în atot putere, în omniprezență, în omnipotență, în infinitate, în eternitate, în toate atributele lui Dumnezeu. Dar în ceea ce noi suntem chemați să ne asemănăm cu Dumnezeu, de la cel mai mare până la cel mai mic, este sfințenia. Unii dintre noi au daruri. Unii au darul să facă un lucru, alții au darul să facă alte lucruri. Alții au slujbe, alții au lucrări. Noi suntem diferiți în această categorie de activitate spirituală. Fiecare după măsura de putere care ne-a fost dată, după măsura de înțelepciune, după darul și după chemarea pe care o avem. Aici suntem diferiți. Unul prorocește, altul vorbește în limbi. Unul predică, unul cârmuiește, unul cântă, unul cine știe ce mai face. Dar toți, fără excepție, suntem chemați la sfințire. Fără manifestarea unui dar, dacă nu ești chemat să-l manifesti, poți ajunge în cer. Dar fără sfințire, nu poți ajunge în cer, indiferent de ce faci pe pământ. Sfințenia este ceea ce caracterizează oamenii care vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Desigur, toate celelalte lucruri, repet, sunt importante, dar ceea ce este definitoriu este sfințenia. Observați, vă rog, că spune cuvântul Domnului.
Soția lui s-a pregătit. Cum? În ce fel s-a pregătit? I s-a dat. Observați că această stare de sfințenie a primit-o. I s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat, care sunt faptele neprihănite. Faptele neprihănite au fost date de Dumnezeu să umblăm în ele. Au fost pregătite de Dumnezeu. În fiecare zi Dumnezeu regizează un film în care noi suntem eroul principal. Și eroul principal trebuie să facă un bine. Eroul principal trebuie să fie generos. Eroul principal trebuie să facă dărnicie. Observați aici că aspectul nu cade pe păcatul de care trebuie să te ferești, ci pe binele pe care trebuie să-l faci. Nu știu dacă surprindeți, în ciuda faptului că e un lucru simplu. Aici nu este vorba, nu cade importanța pe faptul că noi ne ferim de păcat. Sigur că e important, dar cade importanța pe binele făcut, nu pe răul evitat. De aceea în Matei, în capitolul 25, un cuvânt des spus în biserica Domnului de aici, apoi va zice celor de la stânga: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit pentru diavol și pentru îngerii lui. Duceți-vă de la mine. Cine sunt oamenii care se vor duce în focul cel veșnic? Uitați cine. Am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Biserica astăzi califică un păcat lipsa omeniei, a dărniciei, a ospitalității și a generozității? Nu. Ce ați zice dacă comitetul bisericii pedepsește pe cineva că nu hrănește pe unul care e flămând? Ați spune: ăștia și-au pierdut mințile, ăștia-s comuniști. Uitați ce spune Evanghelia lui Iisus Hristos: Dumnezeu va trimite în focul cel veșnic pe un om care a putut să hrănească un flămând și nu l-a hrănit, pentru că cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Duceți-vă de la mine, cei care ați putut să faceți un bine și nu l-ați făcut. Zicem noi: păi eu nu mai dau bani la biserică pentru că nu-mi place de nu știu ce aspect din biserică sau nu știu de ce persoană. Câtă fire și lipsă de înțelepciune există în această decizie afirmată? Timp în care tot ceea ce noi facem nu-i motivat de cine-i păstor, că-i Luigi, că-i Alin, că-i Cladovan, că-i Michi Ban, că-i fratele X, n-are importanță cine-i omul care stă aici. E un instrument în mâna lui Dumnezeu, în trusa lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vrea, îl schimbă sau îl ascute. Important este că lucrarea e a Domnului. Și cine face un bine, greșește dacă îl face pentru păstor. Cine nu vrea să facă un bine, greșește dacă se abține doar pentru păstor. Binele trebuie făcut pentru Domnul. N-are importanță cine-i păstorul, cine-i comitetul, cum se cheamă biserica. Cine are ocazia să hrănească un flământ și nu o face, Biblia spune, merge în iad. De asemenea, exemplele continuă și toate sunt de omitere, nu de comitere. Nu de cei care au trecut pe roșu, au făcut păcat, ci de cei care au rămas la verde, cei care puteau să facă un bine și nu l-au făcut. Nu există astăzi un păcat mai des întâlnit între cei născuți din nou decât păcatele de ezitare, de uitare, de neglijare, de omitere, de întârziere. Și din diferite motive. Eu nu mai fac asta pentru că m-a supărat X. Eu nu mai fac asta pentru că m-a supărat Y. M-a supărat dirijorul și nu mai vreau să cânt. M-a supărat ușierul și nu mai vin la biserica asta. Observați câtă alergare după confort îmi trebuie o biserică care să stea la îndemâna mea și să joace cum îi cânt eu, că altfel mă mut membru dincolo. Câtă nebunie! Ce pocăință e asta? Unde găsesc eu biserica aia care păstorul să joace cum vreau eu, dirijorul să joace cum vreau eu, ușierul să încânte când apar eu în fața bisericii? Ce fel de biserică e aia?
Eu de-aia vin acolo să cânte oamenii ăștia după cum îmi place mie? Sau vin să mă pocăiesc? Ce vremuri critice trăim, frați și surori. Observați că toată atenția cade pe sfințirea miresei. Scriptura folosește următoarele cuvinte. I s-a dat să se îmbrace cu in. Inul era subțire, delicat, era strălucitor, vizibil și era curat, era neîntinat. Acestea sunt faptele neprihănite ale sfinților. Observați de ce sunt caracterizați sfinții? De neprihănire. Astăzi sunt sfinți care încearcă să fie caracterizați de tot felul de lucruri. Nume pe care și le pun, obiceiuri pe care le perpetuează, un anumit tip de îmbrăcăminte, culoare sau nu mai știu ce alte lucruri. Dar sfințenia în toată complexitatea și curăția ei este ocolită, pentru că sfințenia este grea și sfințenia este complicată. Ea cere să renunți la sinele tău în fiecare zi. I s-a dat să se poarte în fapte de neprihănire. I s-a dat, a fost pregătită să umble în asta. Aș putea să citesc multe versete biblice care pun în evidență pe Israel ca și mireasă a lui Jehova, a lui Dumnezeu Tatăl. Această comparație este foarte folosită în Vechiul Testament. Aduceți-vă aminte doar de Isaia 54 sau Osea 2, Ezechiel 16 sau Ieremia 3. Însă am vrut să surprind doar, pentru că noi nu suntem evrei, am vrut să surprind doar aspectul acesta dominant al Bisericii Domnului Iisus Hristos, care este sfințenia. Ca la oricare altă nuntă, pe lângă familie, pe lângă miri, vor fi și prieteni. Observați că cuvântul Domnului spune: în versetul 9 scrie: ferice de cei chemați la nuntă. Ferice de cei chemați la nuntă. N-aș vrea să dezvolt subiectul acesta. Vreau doar să vă spun că în Ioan, în capitolul 3, Biblia amintește despre prietenul mirelui în persoana lui Ioan Botezătorul. În Evrei, în capitolul 12, se vorbește despre sfinții din Vechiul Testament și aceștia sunt priviți ca prieteni la nunta mielului. Accentul cade însă pe sfințenia miresei Domnului care s-a pregătit. În versetul 10 se schimbă din nou subiectul, dar subiectul de data aceasta nu mai este o povestire, ci este o atitudine a scriitorului. Este atât de șocat Ioan de ce vede, de ce aude, este atât de șocat de gloria din cer, încât nu știe cum să reacționeze. Pur și simplu se aruncă la picioarele mesagerului ceresc și încearcă să-i aducă închinarea. Acesta, care n-a fost cuprins de un entuziasm exagerat ca și Ioan, îl oprește și îi spune: stai omule, eu sunt în împreună slujitor cu tine, eu nu pretind închinare și nu accept închinarea, că nu-s Dumnezeu. Închinarea adu-o Domnului. Observați ce spune Biblia: m-am aruncat la picioarele lui să mă închin, dar el mi-a zis: ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt în împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te. Lui Dumnezeu închină-te. Orice formă de închinare care îl subordonează pe Dumnezeu, orice activitate umană care îl subordonează pe Dumnezeu, orice prioritate umană, orice valoare umană care îl subordonează pe Dumnezeu, este o formă de închinare dată la cineva sau la ceva anume. Și aceasta este idolatrie. Îngerul l-a oprit pe Ioan să facă asta. Atât de important a fost. Frați și surori, dacă aveți pasiuni care îl subordonează pe Dumnezeu, dacă aveți priorități care îl subordonează pe Dumnezeu, dacă aveți în viață sau în familie valori greșite care îl subordonează pe Dumnezeu, vă rog în această seară să vă opriți, să vă pocăiți și să vă schimbați. Dacă altceva este înaintea lui Dumnezeu în anumite situații, credeți-mă, e idolatrie, e păcat, e blasfemie.
Pocăința nu-i după urechi, așa cum deseori o privim noi într-un moment de nepăsare spirituală. Pocăința este o exigență, este o armată, este o relație cu Dumnezeu bazată pe sfințenie, unde totul înseamnă luptă, poate o alunecare, dar luptă, luptă, luptă. Asta este pocăința. Versetele de la 11 la 21 surprind un subiect foarte discutat, foarte discutabil, numit Armagedonul, sau, mai corect spus, Harmagedonul. Câteva dintre evenimentele universale care urmează să apară, dincolo de necazul cel mare, dincolo de răpirea bisericii, lucruri pe care le-am comentat într-o oarecare măsură, evenimente universale care urmează, spuneam, să apară sunt Armagedonul și mileniul, adică 1000 de ani, o perioadă de 1000 de ani, când Domnul va domni. Domnul nu va domni doar 1000 de ani, aceasta este o exprimare. Armagedonul este locul ultimului război mondial și el este format, din punct de vedere gramatical, din două cuvinte și această explicație, într-o paranteză, ne ajută să înțelegem ce însemnează în limbaj biblic Armagedonul. El este format din Har și Megiddo, Har însemnând munte și Megiddo însemnând a prăpădi, a nimici, a măcelări. De aceea aceste două cuvinte puse la oaltă pot însemna masacrul de pe munte sau pustirea înălțimilor sau ceva foarte, foarte, foarte grav legat de înălțime. Din punct de vedere geografic, Megiddo este un oraș în Palestina. El este în spatele muntelui Carmel și este la începutul câmpiei Israelului. De aici începe câmpia Megiddo, care este o câmpie celebră. De ce este celebră? Câmpia aceasta este ca un amfiteatru. Este o vale care are 35 de kilometri lungime și 25 de kilometri lățime și această vale parcă a fost pregătită de Dumnezeu ca un câmp de antrenament sau de luptă. Aici, de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei umane, au avut loc mari bătălii, de la Debora din Biblie până la Napoleon Bonaparte, care a stat, omul ăsta deștept, care a stat în fața acestei câmpii, a privit-o și istoria consemnează că el a afirmat: Dumnezeu a făcut bucata aceasta de pământ special ca oamenii să se lupte pe ea. A devenit celebră această câmpie numită Megiddo pentru că ea întotdeauna a fost folosită ca un câmp de război, de bătălie. Profeția din Apocalipsa, capitolul 14, versetul 20, spune că sângele era până la zăbala cailor, referindu-se la războiul acesta mondial final, Armagedonul, pe o întindere de 1600 de stadii. Această suprafață de pământ corespunde, dacă o comparăm cu câmpia Megiddo, foarte bine. Iar înălțimea sângelui vrea să ilustreze dramatismul, durerea și nebunia care va avea loc la sfârșitul timpurilor pe bucata aceasta de pământ. De ce Armagedonul în Palestina? Ca să răspundem la această întrebare, trebuie să răspundem la multe alte întrebări, surori cu aceasta, la care de-a lungul întâlnirilor noastre am încercat să răspundem într-o oarecare măsură, de pildă, data trecută, întâlnirea numărul 49, cu o săptămână în urmă, am vorbit unde ar putea fi posibil să fie Babilonul. Unii spun că este America, eu am exclus din motive personale această alternativă. Alții spun că ar putea fi Roma, cele șapte coline, celebrele șapte coline, lucru care este foarte posibil și indiferent că va fi sau nu, Roma, Imperiul Roman, Biserica Catolică în general,
va avea un rol foarte important în evenimentele sfârșitilor. Cât de important va fi? Este greu de anticipat. Noi putem să spunem multe lucruri, că doar nu se întâmplă mâine. Dar cât de mult va fi implicată, este greu de anticipat. Dar ea sau el, Imperiul Roman, Roma, va avea un rol foarte, foarte important în vremurile sfârșitului. Mai spuneam data trecută că o altă alternativă sunt țările arabe. De aceea, ceea ce spuneam data trecută se leagă foarte mult cu ceea ce urmează să spun în seara aceasta. De ce Palestina? Datorită lucrurilor care le spuneam data trecută. Palestina și în general cornul fertil al Mesopotamiei, locul acela unde și Palestina e capul de pod, este punctul strategic unde se întâlnesc și drumurile pe uscat și drumurile pe apă ale celor trei continente: Europa, Asia și Africa. De aceea rușii întotdeauna au vrut să aibă bucata aceea de pământ și vor să o aibă în continuare. Dacă vreți să citim câteva cuvinte în seara aceasta înainte de încheiere, din Ezechiel, îmi propusesem înainte să mă ridic, să predic, să citim capitolele 38 și 39 din Ezechiel, știind că e mai greu să vă invit să le citiți acasă, de fapt e mai greu ca să faceți asta, dacă vă rog, dar nu am timp să le citim pe amândouă, drept pentru care aș vrea să citesc doar începuturile celor două capitole. Ascultați cum încep capitolele 38 și 39. Cuvântul Domnului mi-a vorbit: fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog, din țara lui Magog, spre domnul Roșului, Meșecului și Tubalului, și prorocește împotriva lui. Capitolul 39, începem de asemenea. Fiul omului, prorocește acum împotriva lui Gog și spune: așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată că am necas pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Și cuvântul Domnului vorbește, și chiar dacă vorbirea este profetică, chiar dacă ea este simbolică, este ușor de observat că aici cuvântul Domnului vorbește despre niște superputeri care și-au pus amprenta în istorie, care au rămas puteri și care vor rămâne până la sfârșit. Sunt imperii pe care nu le putem trece cu vederea, și mai mult sau mai puțin, ele vor fi prezente în escatologia omenirii, adică în vremurile de sfârșit ale istoriei umane. Nu putem să trecem cu vederea Imperiul Roman sau Roma sau Biserica Catolică. Nu putem să trecem cu vederea Imperiul Rus, cu tot ceea ce cuprind timp, până unde se va întinde, ce dimensiune și intensitate va avea el, dar oricum acest imperiu va avea un rol important în vremurile sfârșitului. Nu știm cât de mare va fi China și ce rol va avea ea în vremurile sfârșitului, dar oricum ea va fi foarte implicată. Nu știm ce rol vor avea țările arabe, dar oricum ele vor fi prezente acolo, pentru că cel puțin din punct geografic și economic, ele vor fi foarte implicate. Ei bine, toate aceste imperii au un rol extraordinar de important în vremurile sfârșitului și în bătălia de la Armagedon. Locurile din scriptură, Isaia, Ieremia, Ezechiel, putem să mergem în Țefania, în Habacuc și în mod special în Apocalipsa, sunt locuri din scriptură care, punându-le la oaltă, efectiv te îngrozesc. Să vină un înger și să cheme păsările cerului să mănânce carnea căpitanilor? Meastră, știți în ce lux vor trăi căpitanii lui Anticrist? Meastră, vă imaginați ce mod de viață vor avea oamenii ăștia? Căpitanii, generalii, cei 10 împărați care vor domni împreună cu el. Și vine un înger din cer și spune: păsări care zburați în văzduh, veniți toate la Armagedon să mâncați carnea împăraților și a căpitanilor, a nebunilor care au făcut școli, care au ranguri, poziții, privilegii și oportunități, dar n-au avut atâta minte în cap să se pocăiască și să scape de urgia lui Dumnezeu. Veniți păsări ale cerului să-i ciuguliți și să îi mâncați de vii pe spuma care alături de Anticrist a condus și a prostit lumea, pentru că n-au vrut să se pocăiască. Veniți! Armagedonul este un eveniment plin de durere
Și este un eveniment care pune în evidență nebunia desăvârșită a oamenilor, care ajung să se lupte cu Dumnezeu exact cum a făcut șeful lor, Lucifer. Frați și surori, vă chem în această seară în numele Mântuitorului pe toți să vă reconsiderați ceea ce dumneavoastră numiți pocăință, să priviți în interiorul dumneavoastră și să treceți dincolo de formele care definesc pocăința noastră, să vă uitați la complexitatea sentimentelor care zvâcnesc în noi, la complexitatea gândurilor care cu o viteză ce întrec avioanele supersonice fug unul după altul în fiecare zi în mintea noastră. Să vă uitați la faptele noastre ascunse, nu în văzul lumii, și pe toate acestea să le punem la picioarele Domnului în această seară. Și ca unii care vom ști că sângele va ajunge până la zăbala cailor. Zăbala cailor e frâul ăla care li se pune în gură, cureaua aia cu care îl tragi la stânga sau la dreapta, pe o câmpie de 35 de kilometri cu 25 de kilometri. Acolo vor muri toți oamenii care sunt împotriva lui Dumnezeu. Va fi un măcel ieșit din comun pe care mintea umană nu-l poate surprinde. Acolo se vor aduna toți nebunii care vor mai trăi pe pământ ca să se războiască cu Dumnezeu, motivați, împinși de prorociile lui prorocului mincinos și de politica lui Anticrist. Doi nebuni care vor conduce lumea și care o vor strica. Frați și surori, treziți-vă și pe dumneavoastră și prin dumneavoastră lăsați ca Dumnezeu să trezească și pe alții, că trăim vremuri din urmă, vremuri când Domnul este aproape să vină. Vă rog în seara aceasta și pe dumneavoastră care sunteți aici să ne închinăm, și pe dumneavoastră care sunteți online, indiferent că îl cunoașteți pe Domnul sau nu, sau pe dumneavoastră care veți asculta mesajul acesta cândva, până când se va întoarce Domnul pe un disc sau pe o casetă, vă rog să vă opriți pentru rugăciune și să vă pocăiți, pentru că altfel nu există doar cât sânge, foc și pucioasă veșnică. Și vă chem în seara aceasta să stăm înaintea Domnului, noi și casele noastre, și să ne pocăim cu nu ne-am pocăit niciodată. O pocăință de aceea care este sinceră, reală, care l-are în centru pe Iisus și neprihănirea. Vă invit, pentru că timpul nostru a expirat, să stăm în picioare și să ne rugăm Domnului, ca un popor care dorim să scăpăm de chin, de sânge și de Armagedon și să ajungem în împărăția unde se strigă doar Aleluia, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Acolo să fim și noi și să strigăm și să ne bucurăm alături de Cel care ne-a scos din păcat și din moarte, lăudat să fie Domnul. Ne rugăm Domnului împreună. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.